Pace vouă! Este o zi de sărbătoare astăzi la Agape și invit și pe cei care sunt lângă pe hol să vină, cred că și-au terminat cafeaua, și pot să intre toți înăuntru. Avem o sărbătoare mare astăzi la Agape. Botez nou testamental în care oamenii declară în fața martorilor, văzuți și nevăzuți, noi vom sluji Domnului. Vrem să ne bucurăm împreună cu ei și este sărbătoarea cerului astăzi. Și este sărbătoare și la Agape. Hai să ne ridicăm în picioare și vreau în mai scurt două îndemnuri de motivare să vă aduc în față și apoi să intrăm și într-o rugăciune. Dar în acest timp vreau să invit și pe candidații de botez ca să intre deja în față. Deci candidații de botez pot să intre deja. Din Isaia capitolul 55 cu versetul 6 avem: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Mai citesc o dată. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Fratele meu, astăzi este o zi de har. Domnul este aproape. Cheamă-L astăzi și El va fi alături de tine în ziua necazului. Nădăjduiește în El și va fi alături de tine în tot timpul, da? Iar apoi un alt verset din Luca, capitolul 15. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Wow! 99 de oameni neprihăniți. Nu oricine, neprihăniți. Oameni neprihăniți. Dar care n-au nevoie de pocăință. Este bucurie astăzi la Agape, cum am spus. Este bucurie și în cer și oamenii care vor să declare, noi vom sluji Domnului. Îi vedeți cum intră. Haideți să intrăm într-o rugăciune de laudă la adresa Domnului, într-o rugăciune de mulțumire și să spunem, Doamne, lasă slava Ta peste Agape astăzi și noi vrem să ne închinăm în prezența Ta și să binecuvântăm numele Tău. Vino cu motivele tale de mulțumire și adu-le înaintea Lui în rugăciune. Amin.
Aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura în ea. Amin. Pentru revărsare proaspătă.
Aceasta e, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Aceasta e, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Aceasta e, aceasta e, aceasta e ziua Domnului. Mă voi bucura, mă voi bucura, mă voi bucura, este ziua ta. Aceasta e, aceasta e, aceasta e. Aceasta este ziua Domnului și mă voi bucura în ea. Perfect potrivește această cântare cu îndemnul care vreau să vi-l prezint în această dimineață și prin care vreau să vă chem la următoarea rugăciune. Aș vrea să citesc din capitolul acesta, din Isaia, două versete, versetul 2 și versetul 3. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii voastre pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurerile mele față de David. Aș vrea să vă spun la ce m-am gândit în ultimele zile, și anume următorul lucru. Ce l-a făcut pe David, că tot amintește Isaia aici, sau Dumnezeu prin Isaia despre David? Ce l-a făcut pe David așa de special în ochii lui Dumnezeu? Să-l amintească pe David cu ani, cu sute de ani după ce a fost el, David, după ce a trăit. Ce l-a făcut pe Dumnezeu ca să-l iubească pe David atât încât, după ce a trecut David din viață, Dumnezeu să dea un câștig miraculos poporului Israel? Spune Dumnezeu, vă voi da câștigul, vă voi da biruința asupra sirienilor din cauza că robul meu David, i-am promis că îl voi binecuvânta și voi da biruință și voi întări tronul. Ce l-a făcut? Aș vrea să vă întreb, David este la fel ca și noi? Eu zic că da. Greșește ca și noi? Da. Este un om normal. Un om ca și tine, ca și mine, muritor. A fost un om la fel de ispitit ca și tine și ca și mine. Și nu numai că a fost ispitit. Cel mai grav este că el a căzut la cele mai multe teste ale lui. Ai putea să spui, un astfel de om n-are ce căuta nici măcar să stea pe primele rânduri din biserică, dar de unde să slujească în biserică? Și Dumnezeu îl numește pe David om după inima lui. De ce? Răspunsul care l-am găsit este că David avea un lucru care îl diferenția de toți ceilalți, și anume avea pasiune. Avea pasiune. Știți cât de multă pasiune a avut când a adus chivotul la templu? A dansat de bucurie, a iurit și nu mai știa de el, pentru că atât de multă bucurie avea în el, pentru că aducea chivotul lui Dumnezeu la templu, la cortul întâlnirii. L-a considerat chiar nevasta lui nebun, pentru că atât de mult s-a bucurat, pentru că vine chivotul, vine prezența Domnului în cortul întâlnirii. Știți de ce David a fost numit un om după inima lui Dumnezeu? Pentru că a fost plin de pasiune. Știți ce spune el în Psalmul 63? Era în pustiu. În pustiu te-ai gândit că îți însetează gura după apă, îți însetează inima după mâncare, după bucate, cum spune aici Isaia. El spune în felul următor,
El transpune ceea ce trăia la nivelul spiritual. În capitolul 63 spune în următorul fel: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locul, în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, căci bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața. Și ce spune David? Eu sunt aici în pustie. Chiar dacă voi muri în această pustie, vreau ca sufletul meu să se desfete în veșnicie cu Tine, Dumnezeule. Doamne, legătura mea cu cerul este cea mai importantă. Era atât de pasionat de Dumnezeu. Știi ce spune mai departe? Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și numele Tău voi ridica mâinile. Ce spune Isaia? De ce vă dați toată averea, tot efortul pentru lucruri care nu hrănesc și care nu satură? De ce căutați lucrurile acestea care credeți că o să vă aducă bucuria? Aș vrea să vă spun, dragi candidați de botez și toți ceilalți, de aici încolo sunt, vă garantez că în următorii pași veți găsi piedici și nu numai că le veți găsi, vă veți și împiedica și vă veți dezamăgi de voi și de așteptările care le-ați avut la Dumnezeu. Dar un lucru care vă va readuce din totdeauna înapoi la Dumnezeu este pasiunea pentru Dumnezeu. Dacă lipsește ceva între noi la închinare în această dimineață, vă garantez că este pasiunea pentru Dumnezeu, că n-am stat indiferenți pe bănci în această dimineață. Vrei să te cheme Dumnezeu un om după inima Lui? Arată pasiunea pentru El. Ne întâlnim la ziua de evangelizare. Cum crezi că poți să-L aduci pe un om aici dacă tu nici măcar nu vorbești pasionat despre Dumnezeul tău? Ce vrei să-i prezinți lui dacă tu nici măcar nu arăți pasiune pentru el? Dacă nu ți se seninează fața când vorbești despre Dumnezeu? Avem tot felul de hobby și eu am hobby și imediat mă apuc și vorbesc de ele și am pasiune și aș putea să vorbesc nesfârșit despre tehnologie și invenții și așa mai departe. Dar aș vrea să-ți pun întrebarea: dacă aceste lucruri îți înseninează fața mai mult decât ți-o înseninează Dumnezeu, este o problemă. Aș vrea să ne ducem în această dimineață în rugăciune și să cerem: Doamne, cum spunea Beni Miercuri, trezește Duhul în noi cum L-ai trezit odinioară lui Cir. Trezește Duhul în noi și pune în noi focul care să ardă, flacăra care să nu se mistuie, acea dragoste care să nu-ți dea pace, să stai liniștit și să poți să sari și tu de bucurie, indiferent în ce pustiu al vieții te afli. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile, spune David, în pustiul vieții lui. Haideți să mergem și să cerem Dumnezeu pasiune. Amin.
și sunt al tău pe veci. Iisus, eu mă cred în tine. Iisus, ție ți-am pasit. Pentru tine cu tot ce sunt.
Cum avem obiceiul să spunem, avem copii minunați ai familiilor noastre, îi îndemn și îi chem, îi invit pe toți să vină în față pentru a face o rugăciune pentru ei. Rugăciune ca apoi ei să se ducă la școala duminicală, să poată fi prezenți acolo, să poată fi împreună cu învățătorii lor. Haideți, vă invit să veniți în față, toți copiii, toți copiii, da, care sunt la școala duminicală și cei mici, chiar și cei mici. Pe cei care țin părinți în brață, rugați-vă împreună pentru ei, rugați-vă ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și pentru această rugăciune rog pe Oli Gherasim să ceară în mod deosebit, da, ca părinte fiind, are toată autoritatea să ceară binecuvântarea peste școala duminicală, peste această lucrare, Dumnezeu să binecuvânteze copiii și lucrarea care astăzi o au de făcut acolo. Închidem ochii și susținem pe fratele Oli în rugăciune. Doamne, înaintea Ta stăm cu copilașii noștri, cu mici și mari. Tu-i cunoști pe fiecare în parte și îți mulțumim pentru că sunt o binecuvântare pentru noi. Aleluia. Îi primim ca o binecuvântare din mâna Ta și vrem să-i lăsăm mai departe în mâna Ta, Doamne. Pentru că ai Tăi sunt și sunt în grija noastră. Ajută-ne să fim părinți responsabili, Doamne Dumnezeule, în ceea ce înseamnă creșterea lor, caracterul lor. Iar peste ei Te rugăm să-Ți pui mâna, mână de binecuvântare, mână de ocrotire, mână de înțelepciune. Iar toate nevoile lor să fie împlinite în numele Tău, Doamne. Ridicăm mâna semn de binecuvântare, Doamne, pentru că vine din mâna Ta binecuvântarea, Doamne. Te rugăm să o torni în belșug peste toți copiii Bisericii Agape, Doamne. Peste toți copiii care stau astăzi în față, Doamne. Ajută să-și ațintească privirea spre Tine, Doamne Dumnezeule. În orice moment al vieților să Te vadă pe Tine apărătorul, îngrijitorul, Dumnezeul care rămâi întotdeauna alături de ei. Să biuziască pe numele Tău, pentru că ești puternic, Dumnezeule. Te slăvim Amin. Pentru ceea ce faci. Amin. Amin. Copiii se deplasează la școala duminicală, cu excepția grupei mijlocii care rămâne aici, pentru că ei vor cânta în timpul slujbei și apoi se vor duce și ei. Deci, restul grupelor vă așteaptă învățătorii. Continuăm să ne închinăm Domnului.
Iisus fie glorificat. Suntem în această dimineață aici și aș vrea să mai facem încă o rugăciune. Și aș vrea în această dimineață să ne rugăm pentru cei care sunt în suferință și pentru cei care în această dimineață nu pot să fie aici. Și poate spui, ce pot eu să fac? Și poate spui, am deja atâta timp de când mă rog pentru aceste cauze și parcă nu se întâmplă nimic. Vreau să spun că în această dimineață un verset care mi-a vorbit în timp ce veneam de acasă, m-am uitat la un copilaș care nu avea nimic decât 5 pâini și 2 pești, care mama, tata i le-a pus de acasă. Nici măcar ucenicii n-au mai văzut în acea porție mică că se poate face ceva. Dar între ei a fost unul care are putere de a transforma, are putere de a schimba, are putere de a înmulți, are putere de a vindeca. Și Iisus a spus, aduceți la mine, nicio problemă, aduceți la mine ce aveți voi. Chiar dacă voi nu mai aveți speranță, chiar dacă voi ucenicilor nu mai vedeți nimic, nicio cam putea să se hrănească aceste mulțimi, dar aduceți la mine ceea ce aveți. În această dimineață ne cheamă Dumnezeu să aducem pe altarul Lui problemele noastre și El se va îndura de ele. În Ioan 11, Iisus a zis, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Acesta e Dumnezeul nostru. Și vreau în această rugăciune să venim și chiar dacă poate nu mai ai speranță, chiar dacă poate ai încetat să mai crezi că se mai poate face ceva pentru prietenul tău, pentru soțul, soția ta, pentru mama ta, pentru copilul tău, aș vrea în această dimineață să le aducem pe altarul lui Dumnezeu, acel care poate să înmulțească, acel care poate să dea viață și a dat viață lui Lazar și l-a ridicat din morți, acelui Dumnezeu ne închinăm în această dimineață și înaintea lui aducem aceste probleme, nu înaintea noastră, nu le aduceți aici înaintea Bisericii Agape, nu! Prin rugăciunea care o faceți, le aduceți înaintea lui Dumnezeu și El poate să transforme, El poate să vindece, El poate să ridice. Și John îmi spunea că doctorii mărturisesc despre fratele Petrică că a fost mort și a înviat. Și aș vrea în continuare să ne rugăm pentru fratele Petrică în mod special ca Dumnezeu să-i dea însănătoșare deplină. Aș vrea să mijlocim în această dimineață ca Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Și când se va ridica în continuare fratele Bertică să mărturisească, este un Dumnezeu care ridică din morți. Aș vrea să ne rugăm în continuare pentru fratele Bertică ca Dumnezeu să-l scoată biruitor prin încercarea aceasta și Domnul să-i dea biruință ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit prin aceasta. Vă rog să aduceți cu voce tare dacă aveți cauze, dacă aveți probleme cu care vreți împreună cu întreaga biserică să ne rugăm și să le aducem pe altarul Lui, că El este acela care transformă, El este acela care schimbă inimi, El este acela care poate să înmulțească, El este acela care poate să dea viață, El este acela care poate să ridice pe cel căzut. El are putere și astăzi. Aș vrea să le spuneți cu voce tare dacă aveți o cauză pentru care vreți împreună cu întreaga biserică să ne rugăm. Pe lângă cauza care am adus-o cu fratele Petrică, dacă mai aveți alte cauze. Simi m-a contactat de dimineață, frate meu, și vrea să aduc o jertfă mulțumirii înaintea lui Dumnezeu pentru biruința care a primit-o. Ne-au spus că sunt bine și el și soția și pentru asta vor să mulțumească Domnului. Să-i încurajăm și să-i mulțumim împreună cu Simi Domnului pentru bunătatea lui. Slavă Domnului! Să ne rugăm și pentru Eugen Bagan. Trebuia să fie astăzi la închinare cu noi să dea și un îndemn și a trebuit să meargă și scurt până la spital. Nu se simte deloc bine și să ne rugăm și pentru el. Amin. Să ne rugăm pentru fratele Eugen.
Să ne rugăm și pentru Vali Ungheanu, Dumnezeu să-l vindece, să-i dea vindecare. Și totodată să ne rugăm și pentru o familie care trece prin dificultăți, Dumnezeu să aducă rezolvarea în această familie. Amin, amin. Dacă nu mai sunt alte cauze, haideți să mergem înaintea Lui. Avem și listă de cauze a Bisericii Agape. Să ne rugăm pentru familiile Bisericii Agape, pentru unitate, pentru protecție, pentru eliberare. Să le aducem aceste cauze înaintea Lui Dumnezeu, că El este acela care poate să transforme, să schimbe, să elibereze și să dea viață. Haideți să intrăm în rugăciune. Mulțumim în veci. Amin. Amin. Aș vrea în continuare să mai facem încă o rugăciune și o rugăciune specială. În mijlocul nostru, în Biserica Agape, avem o familie specială și ne rugăm pentru ei și îi mulțumim Domnului pentru ei. E vorba de familia Roman. În această dimineață vrem să facem o rugăciune specială pentru familia Romană. Îi vedeți acolo, Mihail, Cecilia, Alexander și Christopher. Îi mulțumim Domnului pentru că sunt în Biserica Agape, îi mulțumim Domnului pentru că sunt o binecuvântare pentru noi și ne rugăm ca Dumnezeu să îi binecuvinteze. Am vorbit cu Mihi și îmi spunea trei motive pentru care să ne rugăm în această dimineață cu întreagă biserică pentru ei și spunea să fim o lumină pentru lumea din jur. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute să fie o lumină acolo unde-i Mihi, unde-i Cecilia, unde-i Alexandru, unde-i Christopher, să fie o lumină și să răspândească lumină în jurul lor. Să ne binecuvinteze Dumnezeu cu darurile Duhului Sfânt
în viața noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să lase darurile Lui peste familia Roman și Domnul să-i binecuvinteze și apoi să fim folosiți în lucrarea Domnului și să fim de folos în Biserica Agape. Haideți să venim cu aceste trei motive și să venim pentru familia Roman. Să cerem ca Dumnezeu să-i facă să fie o lumină, să reverse darurile Duhului Sfânt peste familia lor și să-i călăuzească în tot ceea ce fac și apoi să poată să fie de folos lucrării Domnului și în Biserica Agape. Haideți să intrăm cu toată biserica în rugăciune și în mod special pentru familia Roman în această dimineață. Domnul să-i binecuvinteze! Slăviți să fie Domnul, Domnul să binecuvânteze familia Roman. În continuare, vă invit să luați locurile. Vă salutăm pe toți care în dimineața aceasta ați venit la închinare, ați găsit de bine să fiți împreună cu noi, cu Biserica Agape, în mod special împreună cu acești doi tineri care, ca să nu le greșesc numele, am luat hârtia, că mi-e sigur. Așa. Și e vorba de Daniel și de Iulia Florentina, care îmi permit astăzi să le spun pe numele de familie Boicu. Domnul să-i binecuvânteze. Și aș vrea să fac o precizare aici de la început, pentru ca să nu apară dubii și întrebări care nu și-au locul. Ei au depus o cerere de botez undeva în luna aprilie-mai, începutul lunii mai. Între timp au hotărât să se căsătorească, au încheiat la starea civilă actele toate în regulă și duminica viitoare vor avea și nunta. De aceea pentru că n-a fost momentul potrivit, a apărut și vara, n-am reușit să facem toate lucrurile să fie botezul mai repede. Acum am reușit și zicem Domnul să-i binecuvânteze. Deci Daniel și Florentina, Iulia Florentina,
Da, e și Florentina. Daniel și Iulia vor încheia duminica viitoare în fața bisericii și actul căsătoriei, așa că puteți să le oferiți un aplauz în sensul acesta. Domnul să-i binecuvânteze și astăzi vor încheia legământ cu Domnul în apa botezului. Deci le spunem și lor în mod special bun venit, Domnul să vă binecuvânteze, apoi spunem bun venit celor care îi însoțesc, fie prieteni, fie rudenii mai apropiate sau mai îndepărtate, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Pe cei ce ne urmăresc online și astăzi n-au putut să fie împreună cu noi și lor le spunem bun venit sau bună audiență, bună vizionare, fiți cu noi alături, asimilați cuvântul lui Dumnezeu și împreună să mergem către cer, plin de speranță, plin de nădejde, încrezători în Dumnezeul nostru, care este atotputernic. Pentru că am spus grupei mici, grupei mijlocii să rămână pe loc, îi invit să vină în față și vor lăuda pe Domnul cu ceea ce au pregătit, ca apoi ei să poată merge și ei la grupe unde sunt așteptați de către învățătorii lor, apoi voi mai anunța.
Mulțumim, Domnul să-i binecuvânteze pe copii, așa. Ei mai puțin m-au auzit, dar m-ați auzit voi. Domnul să-i binecuvânteze pentru slujirea care au avut-o, pentru slujirea care au făcut-o. Câteva anunțuri, ca apoi și fratele Beni să se pregătească cu un anunț care este important pentru biserică, deci după ce voi face eu două, trei anunțuri care privesc lucrarea bisericii din cursul săptămânii, fiți cu luarea minte. După masă, următoarea slujbă în Casa Domnului de la orele 17:30. Împreună cu noi va fi din nou fratele Ioan Molnar? Ionel? Nelu Molnar. Domnul să-l binecuvânteze. Care și de dimineața astăzi slujește din cuvântul Domnului. Mai multe despre dânsul l-am rugat să spună personal, pentru că e mai corect și mai, datele vin mai concrete. Este împreună cu familia aici, cu soția și unul sau doi copii, nu știu, dar veți auzi la momentul potrivit. Domnul să-i binecuvânteze și acum de dimineață și după masă și întreagă biserica să fim împreună în locul acesta pentru a ne închina Domnului și pentru a asculta cuvântul Domnului. Deci după masă la 17:30 avem slujbă în Casa Domnului în timpul săptămânii, așa cum avem obiceiul, ne întâlnim miercuri seara la rugăciune, la închinare în Casa Domnului, sunteți invitați, întreagă biserică, să luăm parte. În mod special ne rugăm Domnului pentru acest timp, pentru acest maraton de evangelizare, pentru acest timp în care vrem să stăm în mod special înaintea lui Dumnezeu, să rugăm să scoată lucrători la secerișul lui și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze ogorul fiecărei inimi. Domnul să lucreze. Deci, miercuri seara la orele 19 ne întâlnim la rugăciune. Duminica viitoare, 9:30, începând de la ora 9, sunteți așteptați pentru timp de părtășie. 9:30 începem slujba și programul în Casa Domnului, timpul de închinare și apoi după masă. Tot duminica viitoare este duminica cinei, cred că și duminica dulce. Toți cei care procurați, faceți rost, gătiți, sunteți chemați să participați la această lucrare și toți cei ce le consumăm să le cumpărăm ca acești bani să fie folosiți într-un scop caritativ, așa cum biserica are obiceiul acesta pentru cantinele din Moldova. Deci, cam acestea anunțurile privitoare la săptămâna viitoare. Acum invit pe fratele Beni pentru un anunț mai special. Aș vrea să vă spun despre o poveste care mă gândesc că majoritatea dintre voi o cunoaște, și anume este vorba despre Corneliu din Faptele Apostolilor, capitolul 10. Sutașul Corneliu avea nevoie de salvarea lui Dumnezeu, așa că Dumnezeu trimite un înger la el și îngerul îi spune doar atât: cheamă-l pe Petru și el îți va spune ce ai de făcut. Vine Petru la el acasă, le transmite lui și familiei lui Evanghelia și întreagă casa este mântuită, întreagă familie. Și mi-am pus următoarea întrebare la care aș vrea să meditezi și tu, mult timp m-am gândit în ultimul timp. De ce îngerul care vine și transmite acest mesaj nu a putut să transmită direct el mesajul Evangheliei? Și îl folosește pe Petru. Nu putea îngerul? Nu cunoștea el mesajul Evangheliei? Cu siguranță îl cunoștea. Dar îngerul nu are privilegiul acesta. Ăsta este răspunsul cel mai biblic care l-am găsit. Dumnezeu folosește oameni ca mine și ca tine ca să transmită acest mesaj. Asta a făcut-o din tot timpul și o va face în continuare. Agape dincolo de ziduri înseamnă să ieși din zona ta de confort. Și Petru, care era pe acoperișul casei și se ruga în liniște, ne spune Biblia, a fost scos din zona lui de confort și trimis în casa lui Corneliu, ca acolo să facă ceea ce îngerii nu puteau să facă, și anume transmiterea mesajului Evangheliei. Aș vrea să-ți pui și tu următoarea întrebare. Care este Corneliu? Care este acel om care nu pot să-l evanghelizeze îngerii? De fapt, niciun om nu poate fi evanghelizat de îngeri, ci doar de oameni ca mine și ca și tine. Gândește-te la aceasta, caută-l pe Corneliu din viața ta, caută-l pe acel coleg, pe acel student, pe acel prieten și fii tu omul care îi transmite mesajul Evangheliei.
Aș vrea să vă spun despre o poveste. După cum ați văzut și ați auzit de duminica trecută, am început să ne pregătim pentru acea săptămână în care vrem să fim cu toții aici la biserică și să aducem pe prietenii noștri, pe cei care sunt nemântuiți ca să audă mesajul Evangheliei. Teo spunea, găsește-l și după acel om care să-l aduci la biserică, să-i vestește Evanghelia. Vă mai aduceți aminte de aceste bilete? De data trecută? De duminica trecută? De aceste taloane? Vreau să vedem câți dintre dumneavoastră le-ați completat și le-ați adus astăzi aici. Sunt bilete care le-ați adus aici? Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur foarte mult. Știți, săptămâna trecută am avut rugăciune specială pentru ca Dumnezeu să ne călăuzească pe ce persoane să le scriem pe aceste bilete. În cazul în care nu ai făcut-o până acum, afară încă mai sunt bilete, oamenii de ordine încă mai au taloane, vă mai poate da taloane, faceți un semn, dacă nu la ieșire, luați aceste taloane și scrieți persoanele pentru care vreți să ne rugăm și peste săptămâna viitoare, când vor apărea invitațiile acelor persoane, să poți să le dai o invitație. Săptămâna aceasta aș vrea să avem o zi specială, ziua de miercuri, după cum am spus, ziua de miercuri va fi o zi specială de post pentru această săptămână. Ziua de miercuri ne vor ruga special și vom sta înaintea Domnului în post și în rugăciune pentru aceste persoane care le-am scris pe aceste bilete. O să le adunăm și să le scriem numele. Nu vă speriați, nu o să apară niciunde decât doar aici, între noi. Noi care suntem aici, o să ne rugăm pentru ele. Le punem pe o listă și peste aceste bilete, pentru aceste persoane, vrem miercuri și toată săptămâna asta va fi motivul de rugăciune. Dumnezeu să miște inima lor și atunci când le vei da acea invitație să răspundă pozitiv și să vină aici. Și apoi nu-i treaba noastră după aceea. Treaba noastră e acum, momentan, să facem această chemare. Și nu eu, doar numai eu sau doar păstorii. Fiecare dintre noi suntem chemați la aceasta. Vă rog, dacă nu v-ați scris încă persoanele pe acest bilet, scrieți-vi-le și o să ne ridicăm imediat în picioare și să cântăm o cântare. O să facem colecta și în acel coș de colectă, împătură-l în două și pune-l acolo. Un exemplar, după cum am spus, va rămâne la tine și un exemplar va veni aici la biserică. Și îl vei pune în Biblie și, cum am spus data trecută, în fiecare zi, când deschizi Biblia și citești mesajul lui Dumnezeu, vezi acest bilet și îți aduci aminte de acele persoane care le-ai scris și te rog în mod deosebit, roagă-te pentru ele. Doamne, transformă-le inima. Doamne, schimbă. Doamne, Tu știi cum cel mai bun mod în care, dar mă rog pentru aceste persoane. Și apoi miercuri, în mod special, vom sta în post și rugăciune și seara de la ora 19 ne întâlnim toți aici. O să avem aceste bilete puse aici în fața noastră și vreau să ne rugăm special pentru aceste persoane, ca Dumnezeu să le miște inima. Noi nu putem face nimic, dar știu că Dumnezeu poate face. Noi putem să-i aducem cu numele înaintea lui Dumnezeu și apoi când va fi vremea potrivită, o să le dăm o invitație. Astea au fost lucrurile care am vrut să le spun pentru săptămâna viitoare. Vom avea rugăciune specială pentru aceste persoane care le-am scris pe aceste taloane. Și miercuri va fi zi specială de post pentru aceste persoane, ca Dumnezeu să le miște inima și ne vom ruga și pentru cei care vor sluji la săptămâna de evangelizare. Pentru cei care vor predica Evanghelia, pentru cei care vor cânta aici în fiecare seară, ne rugăm ca Dumnezeu să le dea călăuzire, să le dea înțelepciune și să se lase călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Haideți împreună să putem să facem lucruri frumoase. Cred că împreună putem să facem lucruri frumoase. Cred că împreună putem să mișcăm lucrurile. Haideți să punem mână de la mână. Dumnezeu să vă călăuzească, să vă ocrotească. Și haideți să ne ridicăm în picioare. Grupul va veni aici în față. Rog oamenii de ordine să ridice colecta și apoi puneți aceste bilete. Și în cazul în care n-ai avut bilet sau ți l-ai uitat acasă, de seară vom face din nou o strângere acestor taloane. Sau dacă nu ai deloc bilet, n-ai fost duminica viitoare, ia-mi două exemplare de afară de la pul de acolo, unul scrii numele,
persoanelor, pe amândouă scrie aceleași nume. Unul pui la oamenii de ordine acolo în spate și restul ții celălalt talon și te rogi pentru el în fiecare zi. Dumnezeu să ne călăuzească! Fie slavă!
Grupul rămâne pe loc. Profităm de faptul că sunt în față și îi invităm să cânte spre lauda Domnului un cântec, apoi, după ei, candidații de botez vor avea câte o scurtă mărturisire. Domnul să-i binecuvânteze. În urma acestor două puncte, doresc ca Domnul să binecuvânteze pe fratele Nelu Molnar, să vestească cuvântul lui Dumnezeu și pe noi toți cu inimi deschise. Amin.
Pace, numele meu este Daniel Boicu, am 26 de ani, vin din Botoșani, sunt crescut într-o familie creștină, însă când am mers la liceu, acolo viața mea a luat o întorsătură și ușor, ușor mă îndepărtam de Domnul. Am ajuns în București și la fel, mergeam cu un pas în lume, un pas spre pocăință. Până într-o zi când am hotărât și am cerut Domnului să facă o schimbare, să-L primesc pe El ca Domn și Mântuitor în viața mea, și slavă Domnului pentru harul și bunătatea Lui, pentru că sunt aici în fața Lui, sunt la picioarele Lui, să-mi cer iertare pentru trecutul Lui, pentru trecutul meu, și mă rog Domnului să îmi vindece toate rănile și tot trecutul meu. Și de acum înainte îmi doresc ca relația mea cu El să fie una până la sfârșitul vieții și cununa mea pe care o am de trăit pe acest pământ să fie El. Amin. Pace, eu sunt Iulia Boicu, am 24 de ani. Eu provin dintr-o familie ortodoxă și, din păcate, nu am avut învățături despre Dumnezeu așa de aprofundate cum mi-aș fi dorit. Și asta m-a făcut să o iau pe cărări ale vieții greșite și nu neapărat bune. Până când, cred eu că Domnul în viața mea a lucrat prin oameni și Daniel a apărut atunci în viața mea și prin el am început să-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat și să-L descoper. Discuțiile cu Daniel despre Dumnezeu erau foarte intense și credința lui în Dumnezeu și modul în care îmi vorbea despre el m-a făcut să fiu foarte curioasă și să caut foarte mult singură și am început să merg la biserică. De când am început să merg la biserică, viața mea s-a schimbat cu totul și din primul moment în care am fost acolo am spus că niciodată nu mă voi mai întoarce la viața mea de dinainte și totul s-a schimbat. Am să povestesc despre un fapt foarte important pentru mine și am să vă spun cum cred eu că diavolul a avut un impact foarte mare în viața mea și cât de mult a vrut să pună stăpânire pe mine. Momentul în care am decis să-mi cumpăr o Biblie și să încep să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu și să descoper cât mai multe, în ziua în care m-am decis, m-am urcat în mașină, am vrut să conduc către drumul unde se afla Biblia, la o librărie pe care o cunoșteam în București, dar la nici 5 minute de condus, ceva a făcut să am parte de un accident teribil cu mașina și nu am mai ajuns să o cumpăr, din păcate. Am trecut cu bine peste asta, era și sora mea cu mine în mașină, dar Dumnezeu ne-a ajutat și totul a fost bine. Nu am mai reușit să o cumpăr în acea zi Biblia, însă nu m-am lăsat bătut. Atunci am știut că diavolul cu orice preț vrea să mă câștige și nu vrea să mă lase să fiu de cealaltă parte a Domnului. Zilele următoare totuși am reușit și am cumpărat Biblia și de atunci am început să citesc și de atunci cu adevărat viața mea s-a schimbat. Însă schimbarea mea cea mai mare s-a produs în momentul în care eu am ajuns aici în Austria în urmă cu un an, pentru că eu locuiam în România și am venit aici singură, fără nimeni din familia mea și am trăit singură până acum. Am trecut prin multe greutăți și anume m-am întâlnit cu depresia și cu multe probleme aici ale singurătății, pentru că nu eram obișnuită să locuiesc singură și să iau totul de la capăt în propriile mele mâini, cu un job nou, cu o limbă nouă și cu oameni noi în jurul meu și a fost foarte greu. Dar în acele momente mi-am dat seama că doar Dumnezeu a putut fi alături de mine și doar El m-a ridicat de acolo de unde eram, pentru că nici oamenii și nici un psiholog, așa cum mă gândeam că mă poate scăpa din mâinile depresiei, nu m-au ajutat și doar Dumnezeu, căruia îi dau slavă astăzi și mulțumesc că mă aflu aici în fața voastră, într-o familie minunată și vă mulțumesc că m-ați primit. Amin. Doi tineri minunați, Domnul să-i binecuvânteze, și realizez că tot ce se întâmplă astăzi aici este o mare bucurie pentru voi
Și ne bucurăm și noi împreună cu voi de această sărbătoare. Să știți că voi faceți sărbătoarea asta deosebită. Iubiții mei, ca să fac o scurtă introducere, cum spunea fratele Nelu, și pe mine mă cheamă tot Nelu, e un nume de Alin pe care mama mi l-a pus. Mă numesc Nelu Molnar, vin din Zalău, sunt împreună cu soția mea Lucia, cu Timotei, băiatul cel mai mic, care de fapt deja e mai mare ca mine. Și mulțumesc Domnului că mi-a oferit acest privilegiu ca astăzi să fiu cu dumneavoastră împreună. Nici nu mă gândeam în urmă cu câtva timp că astăzi voi fi aici, în Biserica Agape, la părtășie, în casa lui Dumnezeu, dar sunt convins din experiența pe care o am cu Dumnezeu că Dumnezeu face lucrurile deosebit de frumoase, că așa știe Dumnezeu să lucreze frumos și mulțumim de modul în care lucrează El. Astăzi sunt aici, frații m-au chemat, sunt prin intermediul fratelui Avram și Ligia, cu Lucas, copilul lor, sunt prietenii noștri de multă vreme, am fost la nunta lor, în calitate de slujitor, ne cunoaștem, avem o relație apropiată. Astăzi sunt aici și mulțumesc Domnului și pentru frații care sunt lângă mine, frații slujitori, Domnul să-i binecuvânteze. Și cred că e frumos să vă spun, să vă rugați necontenit pentru ei, ca Domnul să-i întărească, pentru că în lucrarea lui Dumnezeu e nevoie de ungerea lui Dumnezeu, e nevoie de lumina lui Dumnezeu. Vreau să vă apreciez încă de la început, vis-a-vis de slujirea care ați avut-o, organizarea care o aveți, totul e frumos. Vreau să vă spun că suntem în casa lui Dumnezeu. Și e proprietatea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta vreau să-i spun și să-i mulțumesc că mi-a oferit acest cadru să fiu împreună cu voi la părtășie. Domnul să vă binecuvânteze! Vin din Biserica Emanuel, o biserică mai mică, înființată de 3 ani de zile, în Zalău, un orășel, poate unii știți, poate unii nu, dar e frumos pentru că avem experiențe noi și noi cu Domnul. Astăzi sunt aici împreună cu dumneavoastră să aduc un cuvânt, un cuvânt pentru cei doi candidați, Daniel și Iulia, Domnul să-i binecuvânteze, dar cuvântul acesta va fi și pentru noi, pentru că și noi avem nevoie să înțelegem ce importantă este această lucrare numită botez în apă. Adică un botez nou testamental în care cei doi, cum și noi, în urmă cu mulți ani, am făcut legământ cu Domnul. De aceea am rămas marcat de momentul de închinare și acum parcă îmi răsună în urechi cântarea aceea. Declarăm ce? Aceasta este ziua Domnului. Aș vrea să considerăm că este ziua Domnului și vrem să ne pregătim ca în această zi să-i aducem toată lauda lui Dumnezeu. O merită. Pentru ceea ce face El, pentru modul în care se implică El în viețile noastre. Și uitați, sunt două suflete aici. Știți ce mi-arată mie când văd două suflete îmbrăcate în alb, gata să intre în apa botezului? Că încă biserica crește. Lucrarea Domnului există, biserica se multiplică și la asta ne cheamă Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Slăviți să fie Domnul! Nu intru un mesaj, vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu, de aceea vă invit respectuos să vă ridicați și dumneavoastră în picioare și o să citesc cuvântul lui Dumnezeu din prima epistolă a Apostolului Petru, capitolul 1, de la versetul 3 la versetul 9 și apoi în partea aplicativă voi avea un singur verset din 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Haideți să citim cuvântul lui Dumnezeu din 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, la versetul 9. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrat în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult,
Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. 1 Petru rectific, capitolul 3, versetul 21. 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, e un singur verset. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare din tinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Sunt poate mai bine de 17 ani când am mai fost în Biserica Agape, într-un alt loc, și rămân uimit astăzi că sunteți într-un locaș așa de frumos. Văd aici 20 de ani, Biserica Agape, până aici Dumnezeu v-a ajutat. Ce frumos să sărbătorești 20 de ani cu experiențe cu Dumnezeu. Au trecut de atunci, aveam un prefix cu 3 în față, astăzi am depășit cel cu 5, au trecut ani. Eram tânăr atunci, acum deja încep să îmbătrânesc, așa simt. Am nevoie și de niște ochelari, așa este viața. Dar e frumos când trăiești viața împreună cu Dumnezeu. Mă aflu astăzi înaintea dumneavoastră să aduc un mesaj. Un mesaj care aș vrea să fie o învățătură biblică pentru Daniel și Iulia. Noi, predicatori, avem obiceiul să ne uităm așa mai mult în dreapta. Voi sunteți în stânga. Dar mă rog Domnului ca din când în când să pot să mă uit în ochii voștri, că sunteți frumoși, precum noi toți suntem frumoși. Știți de ce? Ne-a creat Dumnezeu. Și El este un Dumnezeu al frumosului. Și ne-a creat așa pentru că vrea să-i aducem lui laudă și ne silim. Așa ne și îndeamnă Scriptura, să ne silim să facem lucrul acesta. Și gândul meu care îl voi aduce astăzi pentru cei doi, ca o învățătură biblică și pentru noi, este legat de evenimentul acesta, numit botez. Oricât aș încerca să definesc lucrarea aceasta, să o explic teologic, sunt prea mic și prea slab pentru aceasta. E numit ca fiind o taină. În bisericile neoprotestante și în toate bisericile există taine. Alții numesc sacramente. Să știți că și actul botezului este numit un act ca fiind taină. Adică nu putem să-l definim întru totul. E aici ceva din Dumnezeu. Și numai cel care experimentează lucrarea aceasta poate să spună ce trăiește, ce stări are atunci când încheie un legământ cu Dumnezeu. De la început, vreau să vă spun, poate sunt aici și prieteni, lucrarea aceasta nu e o invenție umană. Lucrarea aceasta este o poruncă lăsată de Dumnezeu. Și Scriptura, în mai multe locuri, confirmă și spune, duceți-vă și faceți ucenici din cine? Din toate neamurile. Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Este porunca lui Dumnezeu. Cine crede și se botează, spune cuvântul Domnului, va fi mântuit. Știm lucrul acesta. Și totuși sunt mulți care încă pun sub semn de întrebare. Dar de ce să fac acest pas? În ideile mele sau gândurile mele care le-am gândit eu, am numit un prim punct lucrarea aceasta, care este porunca lui Dumnezeu. Botezul este un legământ făcut cu Dumnezeu. Un pact. O înțelegere cu Dumnezeu. Doamne, cum veți auzi și mărturiile celor doi, Doamne, noi toată viața vrem să fim credincioși, să fim ai Tăi. Cine ar putea să explice cât de important este un legământ?
Mă uit în viața primilor oameni al lui Dumnezeu, mari oameni, titani în Scriptură și văd cât de important este legământul lor făcut cu Dumnezeu. Și fac o remarcă. Oamenii aceștia, oricât de neprihăniți au fost, Biblia spune că legămintele acestea au fost încălcate de oameni, dar niciodată n-a fost încălcat de Dumnezeu. Dumnezeu a rămas întotdeauna credincios legământului lui. Legământul cu Avram. Te voi binecuvânta, vei fi o binecuvântare pentru alții. Și la baza relației lui Avram cu Dumnezeu era un legământ. Dragii mei, Daniel și Iulia, astăzi faceți un legământ cu Domnul. Foarte important. Vi s-a spus deja și confirm și eu, viața reală cu Dumnezeu abia acum începe. Problemele profunde ale vieții de credință abia acum încep. Dar toate acestea vor lucra spre maturitatea voastră spirituală și veți percepe lucrurile altfel. Le veți vedea altfel. Spunea frățiorul nostru la timpul de rugăciune despre cât de important e să ai pasiune în lucrarea lui Dumnezeu. Asta vine prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pasiunea o de Duhul lui Dumnezeu. Cineva spunea, sunt două lucruri esențiale în viața unui credincios sau unui lider. Viziunea și pasiunea. Viziunea te face să vezi dincolo de toate obstacolele. Viziunea înseamnă să vezi și alții nu văd. Viziunea înseamnă tu să ai ochii pironiți spre o lucrare și să o vezi cum se împlinește sub ochii și sub planul lui Dumnezeu. Asta înseamnă viziune. Și frații slujitori înțeleg. Ei au viziune. O biserică, pentru că se vorbea aici de biserica dincolo de ziduri, o biserică fără viziune, îmi pare să spun, va avea un sfârșit tragic. Viziune să vezi dincolo. Cum există proiectul acesta, cheamă un prieten, până dincolo. Viziune înseamnă să vezi ce alții nu văd. Pasiune înseamnă să mergi mai departe atunci când alții se opresc. Și mă rog Biserica Agape să fie binecuvântată cu o viziune proaspătă, curată, cu oameni plini de viziune, dar și cu o biserică plină de pasiune. Și asta este bucuria stăpânului, bucuria Domnului. Dragii mei, legământul, în limba ebraică, e berit, are o însemnătate profundă, e acel pact făcut cu Dumnezeu. Doamne, vreau să fiu pentru totdeauna al Tău. Domnul să-i ajute pe cei doi. Nimic să nu-i despartă de hotărârea pe care o vor lua astăzi. În epistola către evrei, în capitolul 8, voi da doar citire câteva versete de aici, ca să înțelegem importanța acestui legământ. Evrei, capitolul 8, de la versetul 6, aici spune așa: dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El. E mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu al doilea. Versetul 10. Dar iată legământul pe care voi face cu casa lui Israel. Iată legământul cu care fac cu voi, Biserica Agape, Biserica lui Dumnezeu. Zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Amin. Frații mei, noi suntem poporul Domnului. În vremea aceasta, așa cum e, nu e vreme ușoară și simplă. E o vreme de apăsare, e o vreme de multe întrebări, de multe decizii luate în mintea noastră, care fără a sta aproape de Dumnezeu ne pot duce la o stare de depresie. Dar Dumnezeu vrea să avem o stare de bucurie și să-i mulțumim Domnului. Doamne, orice ar fi și orice ar veni, noi suntem poporul Tău și Domnul este păstorul nostru. Al doilea lucru legat de însemnătatea botezului este importanța ascultării de porunca lui Dumnezeu. Să știți că Domnul întotdeauna a iubit oamenii ascultători, care
ascultă. Și față de această categorie de oameni, Dumnezeu are promisiuni mari. În orice domeniu legat de domeniul spiritual, e nevoie de ascultare. Cred că prima calitate a unui om, ca să poți să-l învrednicești pentru o altă lucrare, omul acela trebuie să fie un om ascultător. Să asculte. Împlinirea aceasta sau lucrarea aceasta, împlinirea poruncii Domnului, este un act al ascultării. Cum Domnul Iisus Hristos era în apa botezului și vrea să fie, vreau să-l împiedice. Ioan îi spunea, dar nu așa trebuie să facem. Și în Matei capitolul 3 cu versetul 15, Iisus, Fiul lui Dumnezeu venit pe pământ, știți ce i-a spus lui Ioan? Lasă să împlinim ce trebuie împlinit. Un act al ascultării. Atunci, spune Ioan, l-a lăsat. Ce bine ar fi să ascultăm noi tot ce ne spune Dumnezeu nouă. Dar aici poate descoperim în viața noastră momente sau situații în care nu suntem într-o totul ascultători de Domnul. Iubite frățior, că spun așa că ești fratele nostru acum, ești în această familie binecuvântată, Daniel. E un act ascultării. Ai citit, ai văzut și ai crezut. Asta e baza lucrării acesteia. Să citești cuvântul lui Dumnezeu, cum era faminul odinioară, și el se chinuia să înțeleagă cuvântul. Și Domnul trimite pe Filip, lasă lucrarea mare, mega lucrare, și se duce spre un om. Și întreabă Filip, da, înțelegi tu ce citești? Păi nu înțeleg. Cu siguranță nici tu n-ai înțeles la început. Și Filip i-a explicat scripturile. Nu știu cine ți-a explicat ție, Daniel, dar am înțeles că tu ai fost un factor important pentru Iulia ca să înțeleagă și ea cuvântul lui Dumnezeu. Dar cred că Duhul lui Dumnezeu ți-a făcut lumină și ai înțeles că în cuvântul acesta lui Dumnezeu e obligatoriu să faci legământ cu Domnul și să faci actul botezului. Când? Că e o întrebare. Dar când? Știți când? Atunci când poți să crezi. Așa spune cuvântul Domnului în casa lui Corneliu, că toți cei care au crezut, ce s-a întâmplat cu ei? Au fost botezați. Deci pentru lucrarea aceasta trebuie să crezi, trebuie să fii un om ascultător și să dorești să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea gând e un aspect mai teologic. Botezul înseamnă identificare cu Hristos. E greu cuvântul ăsta. Cum să te identifici tu cu Hristos? Și veți vedea în Scriptură unde spune că Hristos în noi. Noi cu Hristos și împreună cu Hristos. În El, din El, pentru El. Vedeți? Sunt toate lucrurile. Identificare cu Hristos. Botezul, în Epistola către Romani, capitolul 6, se explică acolo clar, Pavel, înseamnă să te faci una cu Hristos printr-o moarte a Lui, o îngropare ca Lui și o înviere ca El. Ce înseamnă botezul? Să mori, să îngropi și să fii viu. Asta înseamnă, e simplu. Sau cineva spunea în cuvinte mai simple. Era un om simplu de la țară și spunea el cuiva, dar ce înseamnă să te întorci la Domnul, să te pocăiești? Păi zice, e ca și în armată. Stop, oprește-te, stânga împrejur și înainte, marș. Asta e viața de pocăință. Să te oprești, să fie un moment când zici, gata, m-am oprit. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Să îngrop tot, să mor față de lumea aceasta și să trăiești o viață nouă. Asta e foarte greu. A trăi o viață nouă, nu poți trăi numai cu Hristos. Și mă rog Domnul să ne ajute. Frații mei, noi știm toți de aici. A trăi o viață nouă. E o cerință a lui Dumnezeu. Și la asta trebuie să rugăm pe Dumnezeu să se implice în toate domeniile vieții noastre. Nu voi zăbovi asupra acestui aspect, doar atât, cum spune Apostolul Pavel în Roman 6, versetul 4, noi prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El și am înviat cu El. E mormântul firii vechi. Deci, mor spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. O viață nouă. La asta ne cheamă Dumnezeu, să trăim o viață nouă. Al patrulea gând,
Botezul este mărturia publică a credinței tale personale. Actul botezului în sine e important din punct de vedere declarativ și al mărturiei pe care o depui față de Dumnezeu și față de biserică. E foarte important. Ca și slujitor, am peste 20 de ani de când slujesc ca păstor în lucrarea Domnului, vă spun asta, și am avut situații în care unii candidați mi-au spus vreau să fac legământ cu Domnul, dar acasă, singur. Să nu știe nici soția, să nu știe nimeni. Și vă mărturisesc că nu am acceptat. Doar în condiții când era vorba de o boală grea și atunci, în anumite situații, acasă, am oficiat acest botez. Eu cred că botezul trebuie făcut cum? Public. Să știe toată lumea. Dar e o rușine, dragii mei, e rușine să faci lucrul ăsta? E o cinste, e onoare. Botezul este mărturia publică a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta. Iubiții mei, botezul acesta nu e un botez spre pocăință. Botezul acesta este botezul care arată pocăința din viața lor. În ei deja s-a produs. M-am uitat la mărturiile lor. Frații spuneau aici că probabil vor avea emoții, vor fi... Am văzut că Dumnezeu le-a deschis inima. Asta e lucrarea Domnului. Cuvintele pe care voi le-ați spus au fost din partea lui Dumnezeu. Și mă rog să continuați să lăsați pe Dumnezeu să lucreze El. Că El are o lucrare nobilă de făcut în fiecare dintre noi. E o lucrare publică și astăzi aici ei vor mărturisi ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Cum că i-a transformat, i-a schimbat, i-a chemat, că au murit cu Hristos și de acum, asta, când introduci pe cineva în apă acolo, trece apa peste el, arată că a murit. Și apoi, noi ca slujitori uneori avem situații când introducem doi deodată și greu trece apa peste ei și ne țilim să-i acoperim. Simbolic. Ca apa să treacă, arătând că ei au murit împreună cu Hristos și ies la o viață nouă împreună cu Hristos. Este această mărturie publică pe care și ei o vor face astăzi. Al cincelea lucru. Am citit din 1 Petru, capitolul 3. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățare din tinăciunile trupești. Apa nu curăță, apa doar arată cum Dumnezeu a făcut curățirea. Dar zice că este ce? Mărturia unui cuget curat. Am multe gânduri să vă spun, dar mă voi opri aici. Cum să aveți voi în continuare cugetul curat? E foarte important. Ca sinonim al cugetului e conștiința, întreaga ta ființă, să știi că e curată. Nu sunt lucruri în viața noastră care încă mai apasă? Și chiar David spunea, câtă vreme am tăcut, mâna ta apăsa asupra mea. Chiar dacă legile se schimbă, chiar dacă intră atâtea norme în vigoare, să știți că ceea ce a pus Dumnezeu în noi, adică conștiința, cugetul, oricât am spune noi că ăsta nu-i rău, ăsta nu-i greșit, cugetul acesta ne va vorbi mereu și mereu și ne va spune, e greșit, e rău. Și Dumnezeu vrea să avem cugetul curat. Gândul acesta, mărturia unui cuget curat, care e foarte important. Botezul este mărturia unui cuget curat. Cum să pot păstra cugetul curat? Doar câteva idei scurte. Daniel și Iulia, ca să ai cugetul curat, să păstrați cugetul acesta curat, pe care Dumnezeu l-a curățit. Că voi nu puteați niciodată. Dumnezeu v-a curățit cugetul. Primul gând. Stați întotdeauna lângă Domnul. Stați lângă El. Spunea un om înțelept, dacă l-ai pe Domnul, îți este suficient. Dacă l-ai pe El, îți este de ajuns. Ai tot ce trebuie. Evrei, capitolul 9, versetul 14, spune că El vă va curăți cugetele voastre. Lucrarea aceasta e un proces, El continuă să curețe cugetul și să te simți. Deci că nici păcătoșii nu pot să stea cu capul sus în adunarea cui? A celor neprihăniți. Pentru că cugetul apasă. Acum mai sunt anumite scene și unii oameni sunt actori în aspectul ăsta. Să știți că cugetul vorbește.
Deci oamenii specialiști sunt acele detectoare care pot depista stările omului tocmai datorită cugetului. Cugetul acela modifică acele frecvențe și apare dacă omul acela spune adevărul sau nu. Cugetul lăsat de Dumnezeu în noi. Cum să-mi păstrez cugetul curat? Stând lângă Dumnezeu. Al doilea lucru. Să știți că nu veți scăpa de probleme. Nici de ispite, nici de păcate. Dar e foarte important să vă mărturisiți întotdeauna păcatele. Cine se mărturisește și se lasă, capătă ce? Îndurare de la Dumnezeu. E important. Mărturisirea păcatelor. Suntem oameni, fraților. Nimeni nu-i Superman aici. Nimeni nu-i ceva deasupra tuturor. Toți avem luptele noastre, frământările noastre. Dar e foarte important să ne mărturisim. Și tata... Eram cu un frate ieri, am uitat să vă spun că am fost la alegerile la nivel de comunitate, suntem 5 județe, la comunitatea de Cluj, am avut un an electoral, alegeri, și când veneam spre casă cu un frățior drag mie, mi-a spus, fratele lui, mi-am schimbat rugăciunea. Și în loc să-i spun domnului tatăl meu, i-am spus, dragă tată, mi se pare mai afectiv. Și așa mi-a plăcut modul în care el vrea să se apropie mai mult și mai mult. Și așa e de frumos să-i spui Domnului, dragă tată. Și fratele mărturisea că încă luptele există. Și noi știm asta, că există. Dar venim și ne mărturisim. Am greșit. David se vorbea aici. Aici era punctul lui forte. A venit la Domnul și a spus, Doamne, am greșit, îmi pare rău. Sunt gata să plătesc. Cum să pot păstra cugetul curat? Prin veghere. Și spunea Pavel lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19, să-ți păstrezi credința și un cuget curat. Dar continuă Pavel și spune Timotei, pe care unii l-au pierdut. Și-au căzut din credință. Iubită biserică, mie îmi place să aduc vești bune și Evanghelia este vestea bună, dar am și o veste rea. Trăim perioada în care oamenii cad de la credință. Și ne rugăm ca Domnul să ridice și în biserica Agape, dacă au fost suflete care au plecat, să-i aducă înapoi Domnul și să fie rugăciuni pentru fiii risipitori, pentru cei care s-au dus. E nevoie de insistență la Dumnezeu, ca Domnul să-i aducă înapoi. Și cred că Domnul poate face lucrul acesta. Unii l-au pierdut, dar voi să stați întotdeauna lângă Dumnezeu și să aveți cugetul curat. Și ultim gând aici, prin continuă pocăință și slujire. Daniel și Iulia, probabil Dumnezeu vă cheamă la o lucrare. Să știți că în lucrarea lui Dumnezeu este loc pentru toată lumea. E foarte importantă slujirea. Slujirea te menține. Slujirea te ridică. Slujirea te ajută să crești. Să devii roditor. Continuă pocăință și slujire. Dacă cineva vă va chema la slujire, să nu spuneți nu. Dacă cineva vă va chema la păcat, întotdeauna să spuneți nu. Domnul să vă ajute și să vă întărească. Și acum nu vreau să răpesc timpul, că am aici frații mei care cu siguranță se gândesc cât mă mai duc. Puțin. Dar vreau un gând pentru biserică, în mod special. Ce să facă biserica pentru Daniel și Iulia? Și poate sunt aici frații care vor spune, uite ce am făcut noi pentru Daniel și Iulia. O biserică deosebită. Să spun că vă invidiez, nu-i frumos. Invidia nu-i plăcută Domnului, da? Să știți că e foarte frumos aici. Mediul e frumos, ambianța e frumoasă, Dumnezeu vă vorbește, aveți slujitori binecuvântați de Dumnezeu. Dar nu e suficient atât pentru Daniel și Iulia. Ei intră acum într-o familie și actul botezului e și un act prin care ei devin membri cu depline drepturi în biserică. Drepturi și responsabilități, da? Cineva spunea, dar ce drept am eu în biserică? Ai multe drepturi, dar sunt și responsabilități. Eram într-o biserică din Spania, m-am ocupat de o biserică acolo în 2008, am preluat pe o perioadă de timp biserica și unii nu știau și ce am făcut eu acolo, pe afișul bisericii la intrare, am luat din statutul bisericii drepturi și obligații. Majoritatea știți pe unde se uitau, la drepturi. Dar să știți că toți avem obligații în lucrarea lui Dumnezeu.
Ce obligații avem noi acum vis-a-vis de, și vă dau câteva versete biblice, vis-a-vis de Daniel și de Iulia. Matei 28 cu versetul 20. Marea trimitere. Duceți-vă și vestiți Evanghelia. Botezați-i, dar nu se oprește acolo. Știți ce spune? Și învățați-i. Mai continuă procesul de învățare. Nu vă fie rușine. Fraților, uitați, aveți aici o echipă de frate. Nu înțeleg asta. Nu înțeleg aia. E foarte important, dar nimeni nu s-a născut învățat. În procesul acesta, și mi-a plăcut o ilustrat odată, cineva spunea, e ca și cum se naște un bebeluș, îl pui într-un confort frumos, casă, și iarăți, uite, aici e camera ta, aici e pătuțul tău, aici e frigiderul plin cu lăptic, cu tot ce vrei tu. Descurcă-te. Ce se va întâmpla cu copilașul? Va muri. Are nevoie de cineva care să-i dea. El încă e mic. Și interesant, de nimic nu trebuie să te ocupi atât timp cât te ocupi de cine? De copil. Părinții vă spune, măi, dacă ajunge la 10 ani, deja mi-e mai ușor. Nici vorbă! Cineva va spune, dacă ajunge și se căsătorește, gat, nici vorbă! Mai e o lună de zile și vom ajunge și noi bunici, cu fata mai mare, din partea fetiței mai mari, și vedem că suntem responsabili în lucrarea aceasta. Nu? Și bunicii știu. Noi abia la primul. Da? Fratele Peșel, cred că deja are cu ce să se laude. Domnul să-l binecuvânteze. Învățați-i, iubită biserică, ocupați-vă. Așa cât Dumnezeu v-a luminat și din experiențele care le-ați avut cu Domnul. Apoi, Galateni, capitolul 6, cu versetul 2. Purtați-vă sarcinile unii altora. Iulia a primit cuvântul Domnului și împreună cu Daniel. Ea nu mai trebuie să treacă prin ce a trecut. Ea are nevoie de cineva care să o îmbărbăteze, să-i mai spună, să-i mai ușureze viața. Asta e viața de familie. După masă, dacă Domnul ne ajută și voi fi aici, voi vorbi despre aspectul acesta al legăturii în biserică. Cât de important e. Nu se poate altfel. Nu se poate. Biserica nu poate merge altfel decât cu legătura aceasta lăsată de Dumnezeu. Al treilea lucru. Romani, capitolul 1, versetul 12. Să ne îmbărbătăm la oaltă. Biserica Agape are un mediu aici în care lucrarea este lucrare de îmbărbătare. Și nu va fi program în biserică în care să nu se spună, fraților, Domnul va fi cu noi. Domnul ne va ajuta. Domnul ne va sprijini. Domnul nu ne va lăsa. Cum spunea Domnul, voi fi cu voi. Nu vă temeți. Slăviți să fie Domnul. Și ultim gând, ce să facă biserica? Coloseni, capitolul 3, cu versetul 13. Coloseni 3, cu 13. Îngăduiți-vă. Iertați-vă. Aveți îngăduință față de cei doi care astăzi sunt aici. Îngăduiți-vă unul pe altul. Și dacă unul are principiul să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Și modelul rămâne Hristos. El este invitatul special astăzi aici. Mai bine spus, El este proprietarul lucrării acesteia. Fie numele Domnului binecuvântat. Cum ne-a iertat Hristos, așa să iertăm și noi. Și pentru voi, doar două, trei versete, cu permisiunea fraților, înainte ca să spun versetele acestea, am citit despre o situație, despre un păstor care a fost chemat odată pe un stadion. Păstorul acesta a ajuns un păstor cu renume, dar înainte ca el să fie păstor, cum și eu înainte ca să fiu păstor, știți ce am fost? Lider de închinare, fraților. Mi-aduc aminte de anii 96-97, am fost în Anglia la un curs cu Chris Boată și am învățat despre închinare. Știți ce însemna în România lauda și închinarea în 96-97? Am încercat într-un colțișor la Biserica Noua Speranță în Zalău, am încercat să ne facem o scenă mică, simplă. Știți ce înălțime avea scena? Cam 20 de centimetri. Și ce au zis frații? Păi, fraților, unde mai vreți să vă înălțați? Dar noi am făcut aia ca să cântăm, să vedem biserica, să motivăm biserica. Greu. Nu erau cântări, trebuiau traduse cântări sau greu le obțineai. Și mediul încă nu era format pentru laudă și închinare. Așa că, iubiții frați, iubiții mei frați care au slujit astăzi, înțeleg. Voi aveți un context frumos aici în care puteți sluji. Și biserica e deschisă spre laudă la adresa Domnului. Domnul să o ajute totdeauna să lăudați din toată inima. Dar revin la fratele acesta predicator.
El, înainte să fie pastor, să fie fost pastor, a fost fotbalist la un club de mare, cu mare nume. Dar s-a pocăit, a făcut o școală biblică, a trăit pocăința și Dumnezeu l-a ridicat. Că așa face Dumnezeu cu cei care stă lângă el. Îi ridică. Și ajunge pe stadion și înainte ca să înceapă cuvântarea, mii de oameni, primește un bilet. Îi spune pe nume, auzi, eu sunt aici, am venit să văd ce vrei să faci astăzi. Dacă te ridici în picioare, să știi că mă ridic și eu, era acel bilet anonim, bineînțeles că păstorul știa cam despre cine e vorba, fiind coleg cu el la acel club, mă ridic și eu și spun la toți, cine ești? Vă dați seama ce frământare a fost în mintea acestui păstor, acestui lucrător. Ce să facă? A fost chemat pentru a predica Evanghelia. Și știți ce a făcut păstorul? Nu s-a oprit. N-a renunțat. S-a ridicat în picioare și a zis, dragii mei, vreau să fac o introducere. Aici, printre dumneavoastră, este un fost coleg de-al meu, care știe tot despre mine cine am fost. Și tot ce el ar vrea să vă spună dumneavoastră e adevărat. Dar, spunea el, Dumnezeu m-a transformat și m-a schimbat. Credeți că a mai avut puterea acel om să se ridice în picioare? Nu. Dragii mei, noi știm cine am fost. Și spune Evanghelia, aduceți-vă aminte că odinioară ați fost. Dar lăsați-vă de toate aceste lucruri. Domnul să vă ajute. Și, așa cum am spus, cu acestea voi încheia. Romani, capitolul 6, versetul 11 la 13. Dar voi citi doar de la versetul 11. Să fiți vii pentru Dumnezeu, să trăiți o viață fără păcat și să vă dați lui Dumnezeu cu totul. Să fiți ai Domnului. Și veți vedea cum Dumnezeu vă va binecuvânta viața. Mai ales că am înțeles că voi, duminica viitoare, veți avea sărbătoarea. Voi sunteți un cuplu. Voi împreună în viața de familie veți putea lăuda pe Dumnezeu. Și nu e mai frumos decât cei doi să-L cunoască pe Dumnezeu. Iulia, ți-ai mai imaginat vreodată cum ar fi fost viața ta de credință? Tu să faci legământul și el nu. Te-ai gândit? Nici nu te-ai gândit. Oribil ar fi fost. Daniel, tu-ți imaginezi cam cum ar fi fost? Să zici, vreau să mă duc la biserică. Eu nu mă duc. Du-te tu. Iubesc frații. Iubește-i. Eu nu vreau să-i văd. Ar fi fost foarte greu. Dar Dumnezeu a pregătit acest context. Și mă bucur pentru voi și mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze. Am promis încă câteva versete. Eu am multe. Iacov, capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului. Și ce va face diavolul? Va fugi de la voi. Domnul să-i ajute să se împotrivească întotdeauna diavolului. Și biserica să-i ajute. Și închei cu un ultim verset. Eclesiastul, capitolul 9, cu versetul 8. Aveți haine albe, simbol al curăției, făcute de Dumnezeu. Și acolo cuvântul spune așa, hainele voastre să fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu vă lipsească niciodată de pe cap. Domnul să vă binecuvânteze. Poate sunteți aici și spuneți, dați numai doi. Să știți că e un mare har că sunt doi. Sunt biserici în care nu există niciunul. Bineînțeles că biserica ar vrea mai mult și mai mult. Vreau să spun ceva. Uitați de vremurile când au fost 100 și de candidați la un botez. Sunt alte vremuri acum. Dar noi mulțumim Domnului pentru fiecare rod. Este rodul suferinței Domnului Iisus. De aceea noi încredințăm în mâna Domnului, Domnul să le poarte de grijă, biserica să se roage pentru ei și noi mereu și mereu să-i aducem înaintea Domnului și Domnul să fie cu Daniel și cu Iulia astăzi și în vecii vecilor. Amin. Slăviți să fie Domnul pentru mesajul acestei dimineți, pentru cuvântul lui Dumnezeu care ne-a încurajat, care în mod deosebit i-a încurajat pe candidații noștri de botez. Domnul să-i binecuvânteze. Așa cum îi vedeți pe ei îmbrăcați în haine albe, avem încă aici două persoane care sunt îmbrăcate totuși deosebit față de noi, așa că în minutele următoare ei vor prelua conducerea a ceea ce se va întâmpla în continuare, adică actul botezului. Invităm grupul să cânte un cântec și în timpul acesta se vor organiza împreună ca să facă actul botezului.
Cred că mai este iertare azi pentru tot ce-am făcut rău. De aceea aleg la tronul său. Cred că Iisus a fost jertfă pe un lemn crucificat și în mormânt lângă Golgota trupul i-a fost îngropat. Cred că am înviat precum a zis și viu s-a arătat. De aceea la el am alergat. Am luat o lângă, înapoi nu voi da. Cu privirea doar la cruce, nu mi-a spate-o. Cerem binecuvântarea Domnului pentru timpul acesta de oficiere, efectiv, a botezului și dumneavoastră. Eu mă voi ruga, Domnule, iar dumneavoastră mă veți susține. Tată, îți mulțumim pentru acest moment special în care oficializăm această decizie a Giuliei și a lui Daniel. Mă rog ca prezența ta să binecuvinteze acest act de oficiere a botezului și inimile celor doi și al noastră tuturora să se înalțe către Tine spre slava numelui Tău. Îți mulțumim că ești cu noi, Doamne. Facem ceea ce Tu ne-ai învățat, de aceea Te rugăm Tu să lucrezi în toate acestea și Tu să ne conduci. Amin. În apa botezului a intrat sora Iulia Florentina. Dorim ca Domnul să o binecuvinteze. Amin. Noi care știm că trebuie să aibă un cuget curat și noi nu-l putem mărturisi în dreptul ei decât ea însăși și de aceea noi îi punem câteva întrebări. Iulia, Florentina, aș vrea să te întreb dacă crezi că jertfa Domnului Iisus Hristos este calea care te introduce în împărăția lui Dumnezeu. Da, cred. Până când ești decisă să rămâi credincioasă acestui da, cred, acestui jurământ, până când ești decisă să rămâi credincioasă? Toată viața. Doresc ca Domnul să te binecuvinteze. În baza mărturisirii tale de credință, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da. Cu privirea doar la cruce, lumea spate o voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. Voi sluji mereu prin harul său. Fața dumneavoastră este Daniel, după cum ați auzit. El vine dintr-o familie de oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, care sunt prezenți în sală și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sunt convins că bucuria lor este nemărginită și bucuria noastră și bucuria cerului. În fața martorilor care îi vezi în fața ta, Daniel, în fața celor pe care nu-i vedem, însă sunt cu noi,
Vreau să te întreb, recunoști pe Iisus Hristos ca mântuitorul tău personal? Da. Crezi că El ți-a iertat toate păcatele și că ești un om nou? Da, cred. Vreau să te întreb, cât timp vrei să păstrezi această mărturie și cât timp vrei să-L slujești pe Domnul Iisus? Toată viața. Pe baza mărturiei tale, în fața martorilor și în fața lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cred cuvântul care spune, trebuie să te naști din nou, viața veche e spălată. Încheiem acest act al botezului și slujba din această zi printr-o rugăciune și mă voi ruga Domnului, vă rog să mă însuțiți prin aminul dumneavoastră de a confirma aceste lucruri. Tată, Doamne, ne închinăm cu respect și reverență înaintea Ta, pentru că Tu creezi cadrurile în care intrăm noi și de care ne bucurăm. Îți mulțumim pentru cadrul acestei zile. Îți mulțumim pentru aceste două suflete pe care Tu i-ai lămurit prin Duhul Tău cel Sfânt să ajungă să Te recunoască în viața lor și să își predee viața în mâna Ta. Îți mulțumim căci în bunăvoința Ta ai scris a lor nume, Doamne, în împărăția cerurilor. Te rog ca Tu să lași ca harul Tău și prezența Ta să-i însoțească de-a lungul vieții. Îți mulțumim pentru că ce-am putut oficia aici în biserică acest act al botezului. Tu să primești și să lași ca harul Tău să rămână în continuare peste biserică. Primește închinarea, primește rugăciunile, primește predica care a fost rostită, Doamne, în numele Tău, pentru construirea noastră, ridicarea noastră în împărăția Ta. De aceea vin să-Ți mulțumesc. Mă închin și Te laud pentru ceea ce ești Tu. Te rog, protejează pe fiecare în casele lor. Lasă ca această slujbă să aibă un conținut tot timpul care să ne însoțească în viața noastră în fiecare zi. Tu să binecuvintezi atât cuvântul vieții în inimile noastre, cât și părtășiile care le avem în casele noastre. Încredințez în brațele Tale pe toți cei din adunare, Doamne. Tu să-i păzești, să-i ocrotești, să le binecuvintezi familiile și binecuvântarea Ta cerească să fie și să rămână peste noi în toate detaliile. Amin, amin. Amin. Vă invităm să luați locurile, cântăm spre lauda Domnului. În timpul acesta așteptăm candidații, să așteptăm noi botezați să apară din nou între noi pentru a-i felicita și da, pentru a ne bucura împreună cu ei, apoi biserica se eliberează. Deci cântăm în continuare.
Domnul să binecuvânteze și grupul care ne-a întreținut în cântare până aici. Domnul să fie alături de ei. Invit pe frații noștri să vină aici mai aproape. Vreau să le înmânăm și un certificat de botez și apoi să puteți să-i și felicitați. Domnul să vă binecuvânteze. Începem cu sora Iulia Florentina. Domnul să te binecuvânteze. Daniel, Domnul să-i binecuvânteze. Așa, acum în continuare biserica este liberă, cine dorește special să îi felicite poate să o facă, ceilalți ne întâlnim la orele 17 sau toți, bine, mai corect spus, toți la orele 17:30 din nou la slujbă în casa Domnului. Fiți binecuvântați să aveți poftă bună la masă și cu gândul la a veni în casa Domnului după masă. Fiți binecuvântați de Domnul.